Salutare oameni buni, ceva ce eu sunt Lecturicu și bine v-am găsit la un episod din seria noastră GTA 5 Real Online cu domnul Bergea. Real Online, da. Mă, păi chiar este un online real așa. Nu spune că te-l iar milițul pe tine, că aud pe aici. Da, bă, vreau să iau și o mașină și păi nu fii atent, fii atent că avem o treabă. Ia-o pe ăsta, crezi că se supără cineva pe noi? Ia, bagă mâna, bagă mâna pe ceva. Ce zisei? Vezi? Da, ia uite la ei. Bă, dar voi trageți direct, mă? A. Hai că te ajut eu, Graxule, dacă vrei. Ia-o și tu spre cealaltă, pe partea cealaltă. Mă, lasă-l în pace, ce ai cu el, Graxule. Sună-l și tu, pe vorul meu, lași chiar. Păi îl sun, dă-l în puii mei că nu răspunde la telefon, e nesimțit. Ba, răspunde. Răspunde, ha? Gata. Băieți, deci fiți atenți. Astăzi, cu Graxul, vreau să facem ceva puțin mai interesant decât de obicei. Asta înseamnă. Să ne arătăm cioaca. Nu, mai bine de atât. Am găsit eu un episodul lui. Nu știu cum s-a întâmplat. A fost bug sau nu, lângă Ciliad, de unde sta de construcții. Și acolo am găsit un buldo excavator, frate. O să ți-l arăt eu, ție, Grasule. Zburam cu cargo bobul căutând un tractor pentru Grasul. Și am văzut un buldo excavator, frate. Până să mă dau jos lângă el, să mă urc în el, am apăsat F, nu știu cum rahat, caracterul s-a dat jos în elicia de la elicopter, a murit și când m-a dus acolo... Eu tine, eu! Mă, tu-l văzuși? Da. Eu oprește-te, mă. Aba, nu, vreau să facă dreapta. Mă, tu-l văzuși? Toamne, și ce că bucureștenii conduc prost. Auzi și tu, mă. Karin, BGRX, bravo, lăsați-mă în pace, că n-am o treabă cu voi, mă. Țuenia, Țuenia. Păi și de la mă, iartă și mie. Fii atent, îți arăt acum. Aia e fix lângă aia de unde luam noi ăsta, de unde ducea mașinile la reparat sau să le tunăm. Stai că ți-arăt imediat. Bine, acum noi ne grăbim. Vă dați seama cu mașina asta? Da, cât prinde și ea. Noi alesăm să fugă tare, dar nu prea fuge. Da, nu prea fuge. Da, e o problemă cu ea. Bă, da, jefuie cineva magazinul ăsta? Că de obicei magazinele aveau un bănuț în dreptul lor. Sau nu poți să jefuiești magazin pe ăsta pe... Nu mai cumpără lumea așa. Nu mai. Ziceți? Ziceți. Ia să vedem. Așteptăm aici să ajungem și să sperăm că o să găsim buldo excavatorul. Dacă nu, nu știu de unde aș putea să-l luăm. Adică nu cred că putem să-l achiziționăm. De undeva. Bă, da, plouă și pe GTA ca în realitate. Da, mă, e și soarele acum, că se duce soarele afară. Văd. Să-mi bag picioare, de înțeleg vremea asta. Aici, nu? Ia. Da, uite fix aici, în față. Uite-l, mă! E acolo! Du-te. Mă. Uite-l! Bă, nu e buldo excavator, ăsta e excavator, bă. Mă rog. Ia. Și merge să-i ridici cu pașii ăștia. Bă, ești de bun? Merge. Zisei că îl găsi, eu te-l ia. Cum îl ridici? De pe 8. În spate merge să faci ceva? Nu. Ia, dă-te să mă joc și eu cu el. Da, așa, ia. E fain. Eu te-l el, ia. Vă, ce mișto ești, de bun. Să sari în cupă? Da. Hai. Ia te-l ia! Ajutor! Uite la el ce face, Grasul. Hai să vedem ce putem să facem cu el. Interesant. Deci chiar e interesant ăsta. Ia, stai și tu în cupă, să vedem dacă... Ia, stai acolo. Stai acolo, Grasul. Nu cazi, ia? Nu cad. Păi la cât de greu merge ăsta... La ce viteză prinde... Ia. Stai un pic. A, uite ce pot să fac. Te adusai cu alea, vezi? Te ridicai sus. Da. Nu cred că puteai. A, păi da, puteai gen pe ăla, dar așa nu puteai. Aha. Ia, hai să vedem dacă putem să ducem aici vreo mașină. Stai cu minte, Grasule. Că mă întreci pe jos cu ăsta. Da, ia uite. Ce mișto e. A, păi ia încearcă să stai pe el, mă, că nu cred că cazi. Hai, Grasule, hai. Spune-mi ce vrei să facem. Bă, să abajocorim lumea în trafic.
Hai, dar stai un pic că noi prindem pișama și pe ei. Hai că luăm pe asta, luăm pe asta, luăm pe asta. Fii atent, vreau să luăm mașina lui Flyer-ul ăsta. Și să o băgăm acolo în cimentărie. Păi și zici, că poți să o ridici toată? Nu o poți să o cari. Bă, o fac praf dacă nu, ești nebun și tot o iau de aici. Oh. Ia-o din pește, au. Oh. Ce-ai făcut jocul? Tu unde ești, Jean? Mersi că mă calci. Te calc eu? Bă, stai cu minte, grasule. Bă, dar nu poți să... Atunci stai de nimic, lasă lama jos. Păi, dar nu stă jos. Ia. Deci nu poți să spar gardul cu ăsta, grasule. Ia, să ridicăm pe asta. Ia-o-te, proșii, ia-o-te, grasule! Aha. Bă, dar e puternic bul de excavatorul ăsta. E bul de excavator, pe ce zici de asta? Mamă, ce-am dat cu mufa. Aș vrea cumva să bag-o de asta undeva, dar nu... Nu pot să trec prin gardul. Ia și tu o mașină, spargi și tu gardul ăsta. Ok. Scuze. Bă, dar mai acasă. Bă, dar numai pe lângă mine stai! Păi și unde vrei să stau pe lângă mine? Spargi și tu gardul ăsta. Păi nu pot să spar gardul. Zici ăsta. Tu? Nu pot. Nu? Deci prin portă, da. Aaaa, înseamnă cred că pe aici putem să intrăm cu ele. Da, am înțeles. Stai, vin cu asta, să te bag aici în cimentărie. Bă, dar mișto e, dar oare am putea să luăm ceva nisip cu el? Nu cred că putem. Ia! Ce? Ce, mă? Ce-a făcut ăsta? Ghici, ce melodie am la radio pe GTA? A. Rihanna... only girl. Girl. Bă, ești nebun? Să mor eu. Păi și tu o știi melodia aia? Da, păi, adică mi se pare wow că e muzică comercială. Da. Bă, e mișto cu tractorașul ăsta, nu pot să zic că e cel mai genial lucru pe care l-am făcut, dar e mișto. Bine, problema e că nu prea prinde el viteză și cu cupa asta nu prea poți să faci multe, adică decât să o ridici, să o lași și... Grasule, ce? Mă ajuți? Ce făcuși? Aoleo, grasule, vrei să vin eu să te ajut? Ai nevoie de un buldoi excavator care să te ajute? Exact. Nu-i nimic, cheamă un prieten. Da, dacă am încercat să-l urcăm pe ăsta, pe Ciliad. Crezi tu că urcă bagiocul ăsta? Sau crezi tu că putem să ridicăm pe ăsta cu elicopterul? O merită încercat. Păi ia, cheamă elicopterul, că ți-l dă colea. Ce? Ți-l dă colea elicopterul, dacă-l chem. Hai că-l sun acum. Hai, da, bă. Da, e aici, ăla e și din orășelul ăsta, am putut. Hai că vin și eu. Ne vedem pe drum dacă e. Dacă e. Dacă e ceva. Dacă te duci fază lungă. Da, uite-o Toyota Prius. Grasule, vrei, bă, să ne cumpărăm Toyota Prius? Du-te, bă, de aici, că... Și că nu e bună. Cum să nu fie bună? Și că consumă mult. Da, 6% pe oraș. Cu gaz sau fără? Fără gaz. Păi și cu așa gaz? Așa păi și nu e bine mâncați? Păi și cu gaz? 3% ci că bine că ai văzut ce ai să la, dar... Bă, eu tind să cred că așa e. Bă... Încerc și eu să... Gata. Luași? Vezi că eu stai aici, nu știu unde să mă trag, să nu fie greu să mă ridici. Cineva a pus bounty pe capul meu. Văd, că mi-a apărut cu roșu. Deci dacă ridică pe ăsta, care ăsta în mod normal ar avea mult mai multe tone. Da. Hai, vino la. Bă, eu vin spre tine acum, na. Da, nu mai băga în oraș, nu știu, bagă-l undeva unde poți. Dar ți se pare că poți să-l manevrezi prea bine? Stai așa. Rămâi pe loc unde mișcă. Stai. Coboară tu că vin eu să te ajut. Stai. Uite, acolo mă. La o de asta rezonabil. Stai pe loc. Ai! Da, bravo. Stai pe loc. Ridică-te. Tu stai, tu coboară mă că mă pune un cârlig.
Atât, hop. Da, e că se lovește. Mai ridică-l un pic. Hai. Hai, cu trăs. Ce? Nu-l prinde. Mi se pare mie sau nu-l prinsă? Și mie mi se pare așa. Ia tu jos din el. Ia. Da, nu-l prinde scârba, bă. Zici? Nu vezi. Da. Nu vreau. Dar de ce nu-l prinde? Stai așa, să mai încerc. Mai încerc. Ia vezi. Da, nu-l prinde. Vor și oamenii să care un buldo escavator cu elicopterul și nu-i lasă GTA, uite-te și tu. Aha. Dacă aveam nevoie să-l urc acum pe Ciliat, cum îl urc? Cum îl urc, da. Dacă vreau să o construiesc acolo ceva. Păi da. Bă, ăștia nu se gândesc la nimic, mă. Da, uite-te și tu. Păi mă, că nu... Mamă, la tu nici nu treci cu ăla prin el, mâncați-aș. Se dus o elice. Bravo, Gras, să știi să te joci. Bă, dacă ți-l băga și aici între ăștia, eu cum căcat? Să, ori să nu mă rovesc pe stâlpi, ori pe... Las că, da, eu... Curăță-l. Mă enervează că cupa asta, gen, cât e ea de jos, nu e jos de tot. Ia, taci. Ce-ai făcut și bă, de prostule? Nu știu. Încerc să răstorn elicopterul, dar nu... Ridică, hai. Nu vrea. Nu merge, bă, n-are putere. E prea greu, cred. Nu are putere, nu. Nu te cred. Ce? Ghici, unde sunt? Unde ești? În el? Da. Pe unde intrăși? În spate. Ușărut. Ușărut, ce faci, ușărut? Când te gândești că aici mi-am găsit eu capăt zilelor. Ți-ai pus capăt zilelor sau ți-ai găsit moarte? Eu mi-am găsit capătul zilelor, că... N-am vrut să mă mor intenționat. Da. Băi, era mișto dacă lăsam și ăla din spate jos cumva. Dar ce-ar fi ele? Bă, cred că alea sunt de la de ancorată. Deci ca să nu... Mm-hmm. Să, când ridici greutăți mari, știi, să nu... Să nu se dea peste cap și ăștia. Da. Băi, Grasule, de auzi ce mi-a zis un copil. Ce? Nu mă, ne greu merge asta. Că să te duci colo pe la piciliat sus. Așa. Că la ora 3... Așa. Apare un mare panou. Da. Pe care scrie să nu știu cioaca. Mă gândeam eu că e o prostie ratat, dar zis să-ți într-un joc. Stai, nu! Ce vrei, mă? Băi, om, nevinovat, bă. Ia uite-l. Nevinovat, vinovat. Lasă asta aici, bultoi scavatorul, poate mai are și... Bă, dă-mă jos, poate mai are și altcineva nevoie de-l, Grasule. Nu da trebuie. Bă, da, dacă încerc să-i fac pană? Bună idee. De ce nu funcționează? Fugi, bă, scârbosul. Deci... Tu mă crezi că eu uneori latră și parpandel și câinele când îmi dau seama a care e altul și care e unul? Cum adică, mă? Latră amândoi și nu-mi dau seama că dacă latră parpandel sau câinele. Pe parpandel latră, mă? Păi, ci că poate să vorbească cu pe la cu câinele. Așa zice el sau așa? Bine, sau așa credeți voi? Ce? Așa zice el sau așa credeți voi? Așa zice el, dacă vorbește cu el. Așa voi ce credeți? Mâinile sus. Da? Băieți, cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați voi un like. Ia uite și în GTA fix la fel, se face zi acum, după ce plouă. Băi, nu se poate așa ceva. Și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa.